În acest tutorial o să încercăm să ne axăm pe câteva acțiuni, dacă vreți, de bază cu stratele, și anume cum anume putem să facem o simbolizare mai simplă sau mai complicată în funcție de nevoie. Am văzut, practic, că putem crea extrem de simplu sau alege din niște simboluri predefinite. O să încercăm puțin să interacționăm mai mult cu partea aceasta de simbol și etichet și partea de etichete, da? Cum vom face acest lucru? Păi, haideți să vedem. În principiu, vedeți, e suficient am mai spus, să dăm click din panoul de leere pe un anumit strat, iar aici, la stilizarea stratului respectiv, avem o serie de opțiuni. Întotdeauna, practic, implicit avem varianta simplă, în sensul că toate punctele, indiferent câte avem, să fie stilizate cu o singură culoare. Da? Putem alege varianta în care ele să nu fie stilizate după o singură culoare. Am putea alege o variantă, vedeți, categorisită. Da? În sensul că, funcție de o anumită coloană predefinită, deci o anumită coloană din baza de date, și inevitabil după valorile care le avem în acea coloană, să putem să creăm o serie de entități, de simboluri diferențiate. Putem să alegem care e acea coloană, în cazul nostru tip punct, pentru că aici am definit mai multe tipuri, da? Putem să clasificăm, da? În momentul în care apăsăm pe butonul Classify, funcție de ceea ce s-a găsit în baza de date, practic ne-a apărut diferit. Vedeți că avem simbol, valoare și legendă. Putem să facem o legendă, dacă, să zicem, mai expresivă. Deocamdată avem așa cum le-am definit. Noi aici am vrea să le afișăm frumos, ceea ce înseamnă că va trebui să și putem să edităm un pic această legendă. Deci vom folosi pe de o parte diacritice, pe de altă parte vom folosi litere mari acolo unde este cazul. Putem schimba eventual parte din denumiri, dacă nu sunt suficient de explicite. Da. Haideți să vedem aici parchet, etichet incendiu, incendiu. Platformă primară. Am zis că putem să scriem și cu diacritice, da? Deci nu e la latitudinea noastră. Important este să avem toate elementele care le considerăm importante. Da? Deja ce am modificat, vedeți, apare practic și pe hartă. Da? Faptul că le-am redesenat în legendă, le vedem practic în partea din stânga și în meniul Layers. Putem foarte, foarte simplu să afișăm sau să nu afișăm o anumită entitate pe care practic o avem aici. Da? Și e foarte important întotdeauna să salvăm. Deci, practic, salvarea proiectului presupune și salvarea acestor modificări care le facem la nivel de strat, cum anume arată sau cum anume ne-am dorit noi să arate. De asemenea, practic, putem să afișăm și o serie de etichete. Da? Putem alege în cazul de față, spre exemplu, să afișăm o etichetă simplă dintr-un strat. Da? Să zicem că vrem să afișăm responsabilul, da? Sau dacă considerăm, am putea să creăm o, haideți să facem, creăm o coloană de numire, dacă doriți, am putea să creăm o coloană de numire pe care să o afișăm sau în măsura în care avem. Ce e foarte important, după ce selectăm care e coloana din care vrem să afișăm, vedeți, în partea de jos putem interacționa cu câteva elemente legate de etichetă, și anume putem stabili o culoare
a textului, da? Dacă nu am avea un fundal, să zicem, ar fi suficient de explicit și varianta aceasta, dar în măsura în care utilizăm o hartă de fundal sau un plan de bază sau o imagine satelitară, vedeți, lucrurile nu mai sunt la fel de vizibile. Motiv pentru care, dacă veți naviga în aceste submeniuri, o să vedeți că avem un buffer, inclusiv pictograma vă sugerează acest lucru. Am putea desena în jurul punctului o anumită culoare, în așa fel încât să creăm o anumită expresivitate. Dacă aruncați o privire, vedeți, crește foarte mult expresivitatea în măsura în care folosim acest buffer. Da? De asemenea, practic, putem să alegem inclusiv o anumită distanță de afișare față de punct. Da? Să zicem, am putea să selectăm la 2 mm, ceea ce înseamnă că textul nu ni se va mai suprapune peste simbol, da? Pentru că un lucru important, vrem să fie vizibil și simbolul, dar să fie vizibil și textul. Da? Și de asemenea, am putea practic să stabilim o scară de afișare a textului, presupunând că pe măsură ce am micșorat scara, lucrurile nu ar mai fi vizibile, nici nu ar mai avea vreo importanță. Motiv pentru care vedem aici un alt meniu, îi zice rendering, în care funcție de o anumită scară, noi vom putea afișa sau nu un anumit strat. Da? Deci să zicem până la scara 1 la 5.000, deci vedeți în partea asta de jos, vedem că suntem la 2.800 acum, deci ceea ce înseamnă că până la 5.000 se afișează eticheta, dar în momentul în care am ajuns sub 5.000 o vedem, uitați, putem selecta 4.900 și încă e vizibilă, dar în măsura în care vom selecta 5.000, e iarăși vizibilă pentru că e până la 5.000, dar în momentul în care vom selecta 5.001, da, etichetele nu vor mai fi vizibile. Nu uitați, e o funcționalitate extrem de simplă, dar crește foarte mult vizibilitatea simbolurilor respective. Bun, odată ce am afișat practic și simbolurile, în măsura în care dorim, dacă revenim aici unde avem acest în submeniul de text, vedeți, suficient să ținem deasupra și vedem că e text, putem să schimbăm fontul, da? Putem să, zicem, alegem un Arial, da? Să alegem un Arial. Putem să fie de tip, nu știu, bold italic, spre exemplu, da? Și eventual dacă dorim să aibă și o dimensiune ceva mai mare, da? Deci, nu uitați la latitudinea noastră, practic să stabilim inclusiv aceste elemente simple, dar care pot să ne ajute destul de mult în a crește expresivitatea unor elemente pe hartă. Bun. De asemenea, practic, am putea să creăm o serie de, dacă vreți, de simboluri ceva mai reprezentative. Da, pot să aleg culori diferite, dar dacă am, eu știu, 7-8 entități care vor trebui definite și colorate diferit, s-ar putea să nu mai țin minte că roșu e loc de alimentare, verde e pichet și așa mai departe. Aș putea să aleg o variantă, dacă vreți, cu unui simbol cu o literă în el. Și haideți să facem unul de test. Evident că doar vreau să vă arăt cum anume puteți interacționa și cu etichete ceva mai complexe. Da? Deocamdată am ales varianta simplă, dar, spre exemplu, uitați la platforma primară, am putea să creăm un nou simbol. Da? În sensul că vom crea un cerculeț cu alb înăuntru, da? Am putea să-l facem ceva mai mare, să zicem, da? Pentru că vrem să scoatem în evidență acest lucru, deci la size vom folosi 6. Dar dacă vă uitați în această fereastră, în partea de jos, avem un plus.
putem să creăm un simbol complex, deci nu alcătuit din mai multe simboluri suprapuse. Da? Odată ce alegem, vedeți, ne-am mai pus un punct roșu, am vrea să fie mai, el e un simple marker, da? Am putea să alegem un font marker, deci am putea să alegem o literă, da? Și fiindcă vorbim de platforma primară, am putea să alegem litera, chiar litera P, da? Și am putea ca această literă P, deci pe axa X, da? Chiar să încercăm să introducem un mic shift, poate că 2 e un pic cam mult, minus 1. Ce am putea să facem? Păi am putea să o facem și un pic mai mare. Important este să rămână practic în interiorul punctului respectiv. Da? De asemenea, uitați, putem practic să creăm o copie deja a unui simbol care există. Da? Și de această dată, da, ce vom face, practic, o să fie, da, 2 e cam mult, da, 1 față de centru. Și uitați, practic, am creat un simbol compus, PP, deci platformă primară, e un mod de a stiliza, în măsura în care avem, practic, mai multe elemente, e poate mai complicat să ne limităm doar la a le colora diferit, am putea să utilizăm și niște litere, spre exemplu, da? Ca în cazul de față, sau alte pictograme, în așa fel încât să creăm un plus de expresivitate și să ne ajute mai mult în a crea un produs mult mai vizibil și mult mai expresiv ca mesaj. Da? Bun. Odată ce am creat acest simbol, pot să revin în pagina. Evident că aș putea să continui și la incendiu, parchet, deci chiar vă recomand să exersați, să vă folosiți practic imaginația, să alegeți acele combinații, dacă vreți, să creați simboluri mai complexe, în așa fel încât să vă fie relativ ușor. Ce ar merita practic să mai arătăm. Dacă revin din nou cu dublu clic practic aici în acest simbol, deci sunt în varianta asta, pe simbolul de platformă primară dau un dublu clic, am opțiunea de a salva acest simbol, da? Odată ce l-am creat practic pot să îl salvez și să zicem pot să creez chiar un grup schiță parchet, ceea ce înseamnă că odată creat îl voi putea folosi. O să-i folosesc și dacă vreți un cod, schiță parchet în serios platformă primară, da? Și să-i dau un save. Practic o să vedeți că odată ce l-ați creat, în mod normal vedeți aici la tag, e suficient să dau un click în partea din dreapta, să dau pe SPPP și exact cum l-am denumit, deja practic îmi apar. Da? Asta de fapt la ce mă ajută? Păi mă ajută că dacă vreau să fac foarte ușor, să zicem, locul de alimentare și să păstrez aceeași design, aș putea să selectez schiță parchet, da? Aș putea poate să mă limitez la, deci să schimb cele două litere, deci practic primul din P să fie L, da? Iar al doilea să fie A, deci loc alimentare, să zicem, da? Și poate chiar să schimb culoarea, da? Zicem că vreau să folosesc altă culoare la locul de alimentare. Deși probabil că roșu, pe post de atenție, ar fi fost la fel de bun, da? Și dacă doresc, chiar aș putea să schimb și culoarea din alb, da? Să alegem, să zicem, un alt fond. Să văd cum anume îl procedez. Trebuie să am grijă și la ordinea de desenare, da? Deci că ele se desenează, dar dacă aleg să fie albastru de sus până jos, nu va fi bine, deci va trebui să revin și să schimb culoarea aferentă fiecărei litere în parte, dar extrem de ușor.
să dau un apply și atunci, practic, inclusiv locul de alimentare va fi. Dacă consider că e prea mare, nu uit că tot la un click ieși, aș putea să-l redimensionez, să fac ceva mai micuț, pentru că scopul e doar platforma primară, să zicem, să fie mult mai vizibilă. Sunt o sumedenie, deci posibilitățile, aș putea spune că sunt nelimitate, ține foarte mult de imaginație până la urmă și de nevoie. Ce e foarte important să nu uitați, odată ce ați creat, da, puteți ca acest schiță parchet puncte, poți să salvezi stilul respectiv, poți să-l copii, da, și poți să, uitați, poți să-l export într-un fișier predefinit, în așa fel încât să-l trimit colegilor mei și toți care lucrăm să îl folosim. Haideți să începem să stilizăm puțin și linia, da? Să vedem ce opțiuni avem acolo. Ce o să fac? Păi o să dau click pe linie, deja vedeți îmi apare, voi alege varianta categorisit, mă va întreba din ce coloană, voi alege din tip linie colectare, vom da click pe classify, vedeți că ele sunt definite, facem puțin 2-3 modificări în așa fel încât să fie mult mai vizibile, să punem litere mari, să punem diacritice, să facem chiar să redenumim în măsura în care nu considerăm că nu sunt sugestive, ci e foarte important ca să nu, eu nu voi modifica practic lucrurile în baza de date, voi modifica doar modul în care acestea sunt afișate. Și e bine să fim cât mai să explicăm cât mai bine lucrurile acestea, da? Ascultați că avem și cu diacritice, da? Să folosim. Zona. Da, am făcut modificările așa cum considerăm că sunt bune. Am dat practic un apply, deja sunt vizibile. Dacă consider că sunt suficient de expresive, dar în continuare aș putea să fac o serie de modificări, în sensul că am opțiunea fie cu dublu click aici în fața drumului forestier sau aici aș putea să aleg o serie de simboluri, da, dacă e dintr-o listă, da, predefinită, aș putea să mi le redefinesc. Vedeți că într-o primă fază sunt în acesta, da. Vreau să revin din nou în varianta în care am toate simbolurile. Pentru drumul forestier, haideți să alegem, uitați, culoarea asta maro. Pentru drumul de tractor existent, voi alege o linie întreruptă neagră. Pentru drumul de tractor necesar, voi alege o linie întreruptă roșie. Pentru liniile funicular, iarăși, aș putea să caut ceva dacă, uitați, da, chiar sugestiv până la urmă. Aș putea să, în măsura în care nu găsesc ceva, aș putea să creez. Așa cum a fost și în cadrul punctelor, pot să combin mai multe stiluri, să le suprapun, încât să obțin exact cum vedeți, practic aici, o suprapunere între puncte și linii, în așa fel încât să obțin o serie de elemente în plus. Da? Deci, cu alte cuvinte, extrem de simplu pot să le categorisesc, da? Și le voi vedea în legendă. Și haideți să facem și pentru stilizarea pentru poligoane. Tot în funcție de categorii, vom alege tot tipul de poligon, vom clasifica și o să avem delimitarea parchet, o să avem delimitare platformă și eventual zonă stâncărie. Pe astea le avem noi în momentul de față definite, da? Pot și aici, da? Cum mi-e mai ușor, deci efectiv în legendă am opțiunea de a modifica cum anume doresc să fie ele vizibile.
pot să fac modificările așa cum am făcut și în cazul celorlalte două straturi. Putem să le denumim, să punem piatre critice și așa mai departe. Zona stâncărie, să zicem. Va fi puțin probabil să fie un mod în care să nu afișăm exact așa cum anume ne dorim. Probabil că va trebui să muncim eventual mai mult prima dată până definim, după care odată definite sunt un diferit. Ce nu am făcut nici la linie, nici la poligon, nu am afișat nimic. Aș putea și aici să afișăm niște etichete, da? Cum anume facem lucrul acesta? Păi mergem la labels, la etichete, da? Selectăm eticheta pe care dorim să o afișăm. De exemplu, putem să alegem suprafața, da? Așa cum am văzut și la poligon, am putea foarte simplu să mergem deja să bifăm buffer, da? Pentru că căpătăm și creștem în expresivitate. Și în același lucru, în același rând, și aici am putea să alegem o anumită scară, da? Să zicem până la 15.000. Dorim să fie vizibile, dar peste 15.000 nu mai dorim să fie vizibile. Putem să și verificăm. Vedeți că 10.000 e vizibil. A, că ajungem la 20.000, nu mai sunt vizibile. Deci știu de unde trebuie să modific. Aș putea practic să schimb, dacă doresc, culoarea, fundalul, da? În sensul că voi pune aici, zicem, voi alege ca și culoare de text culoarea roșie, da? Tocmai nu vreau să se încurce cu ce avem practic la puncte. Da? De asemenea, practic aș putea să afișăm, dacă dorim, și fie scris hectare. Cum anume fac acest lucru? Vedeți, în dreapta avem și un epsilon, da? Am putea să edităm, da? Să dăm acest, pentru că vrem o funcție, da? E varianta simplistă în care afișăm suprafața, sau haideți să interacționăm puțin cu această fereastră. Deci putem să alegem să afișăm coloana de tip suprafață, dar am dorit ca lângă ea să afișăm și hectar. O să vedeți că există aici această funcție de string concatenare, cele două bare verticale. Da? Și ne întreabă cu ce anume dorim să concatenăm. Păi, în cazul nostru, ne vom dori doar să afișăm între două apostrofe hectar. E suficient practic să concatenăm, să punem două apostrofe și putem să scriem absolut ce vrem între cele două apostrofe. Vedeți diferența între o coloană și un text oarecare? E că coloana e definită de ghilimele, pe când textul oarecare e definit de apostrof. Le dăm un OK și iarăși un apply. Vedeți, deja lucrurile acestea se văd, sunt vizibile pe hartă. Nu numai că ne apare suprafața, dar ne apare și exact scris și hectar. Da? Am putea să facem același lucru și la linie, să afișăm o etichetă, pentru că știm, vrem să afișăm, probabil să fie scris și metri. Ce vom face? Păi vom merge din nou cu ajutorul lui Epsilon în această fereastră de dialog, în această de expresii, practic. Vom selecta coloana lungime, vom concatena, vom deschide două apostrofe și în interiorul lor vom scrie metri. În previzualizare, dacă lucrurile sunt corecte, în previzualizare acestea și apar, da? Ce putem să facem? Păi am putea să avem eventual, dacă doriți, să fie ceva mai mici, da? Și de această dată să folosim, să zicem, portocaliu la afișarea denumirii și să creștem expresivitatea cu un buffer. De asemenea, nu uit că aș putea ca la o anumită scară să nu mai fie vizibile, deci aș putea să aleg la 10.000, practic, până la 10.000 să fie vizibile, peste 10.000 să nu mai fie vizibile.
Vedem că suntem la 10.002, nu mai sunt vizibile, coborăm sub 10.000, da? Practic ele devin vizibile. Deci în puterea noastră stă să alegem scara la care dorim ca acestea să fie sau să nu fie vizibile. Acestea fiind spuse, practic am verificat pe de-o parte că avem într-adevăr funcționalitatea la nivel de formulare, dar am făcut, dacă vreți, și eu o mică stilizare, să zicem, da, etichetare, în așa fel încât să căpătăm un plus de expresivitate a elementelor pe hartă și lucrurile să fie, practic, mult mai ușoare pe măsură ce utilizăm aplicația, ea să răspundă deja nevoie, să ne așeze niște lungimi, să ne așeze suprafețe, să ne așeze, practic, un câmp din tabel la o anumită scară, să nu se mai afișeze. E, dacă vreți, o interacțiune foarte, foarte simplă cu stratele, da? Am zis noi, acțiuni de bază în cadrul stratelor, pe care, vedeți, foarte simplu le putem face și prin exercițiu dobândim toate elementele încât să fim și rapizi în a rezolva acest lucru.